coroană de flori din partea președintelui Camerei Deputaților. Depune această coroană domnul Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților. De flori din partea Senatului României. Coroana este însoțită de doamna senator Ecaterina Andronescu, domnul senator Viorel Sălan, domnul senator Valer Daniel Breaz, domnul senator Cristian Rezmeriță și domnul senator Mihai Viorel Fifor. Depusă o coroană de flori din partea reprezentanților Camerei Deputaților. Coroana va fi însoțită de domnul Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, domnul deputat Laurențiu Nistor, doamna deputat Beatrice Tudor, domnul deputat Ilie Toma, domnul deputat Petru Sorin Marica, domnul deputat Marius Gheorghe Surgen, domnul deputat Gabriel Horia Nastra, domnul deputat Iulius Firțac, doamna deputat Adriana Doina Pană, domnul deputat Lucian Heiuș. Va fi depusă o coroană de flori din partea Guvernului României. Coroana este însoțită de domnul Mihai Viorel Fifor, ministrul economiei, doamna Adriana Doina Pană, ministrul apelor și pădurilor, domnul Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene, domnul comisar de poliție Mihai Dan Chirică, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și domnul Doru Vișan, secretar de stat în Ministerul Energiei. Va fi depusă coroană de flori din partea Curții de Conturi a României. Coroana este însoțită de o delegație condusă de domnul Deji Odilon, consilier de conturi. Se depune coroană de flori din partea grupului parlamentar al minorităților naționale. Coroana este însoțită de domnul deputat Iulius Marian Firțac. Se depune coroane flori din partea Parlamentului European. Coroana este însoțită de doamna eurodeputat Viorica Dăncilă.
va fi depusă o coroană de flori din partea Ministerului Apărării Naționale. Coroana este însoțită de domnul general locotenent dr. Adrian Donel, obțiitorul șefului statului major general, domnul general de brigadă dr. Nicolae Tonu, locțiitor al comandantului divizei 4 Infanterie Gemina Cluj și domnul colonel Dan Ionescu, comandantul brigăzii 18 Cercetare Supraveghere Banat Timișoara. Din partea Ministerului Energiei, de bunăvoroană, domnul Doru Vișan, secretar de stat. Depune coroană de flori din partea Ministerului Mediului, domnul Ion Câmpeanu, secretar de stat. Depusă o coroană de flori din partea reprezentantului Serviciului Român de Informații. Se depune coroana de flori din partea instituției prefectului județului Hunedoara, împreună cu structurile MEI și serviciile publice deconcentrate. Delegația este însoțită de domnul Fabius Tiberiu Chiseri, prefectul județului Hunedoara. Se depune coroană de flori din partea reprezentanților instituției prefectului județului Arad. Va fi depusă o coroană de flori din partea instituției prefectului județului Alba. Se depune o coroană de flori din partea primăriei comunei Baia de Griș. Coroana va fi depusă de domnul Mihaiu Liviu Gorcea, primarul comunei. Va fi depusă coroană de flori din partea Consiliului Județean Hunedoara și a instituțiilor subordonate. Delegația este condusă de domnul Mircea Flaviu Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Se depune coroană de flori din partea Consiliului Județean Alba. Coroana este însoțită de un grup de consilieri județeni.
pune coroana de flori din partea Consiliului Județean Arad. Coroana este depusă de domnul Sergiu Bâlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad. Va fi depusă o coroană de flori din partea Partidului Social Democrat. Coroana va fi depusă de domnul Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat. Se depune coroana de flori din partea organizației județene a Partidului Social Democrat Hunedoara. Coroana va fi depusă de domnul Laurențiu Nistor, președintele organizației județene PSD Hunedoara. Se depune o coroană de flori din partea organizației județene ALBA a Partidului Social Democrat. Delegația este condusă de domnul Ioan Dârzu, președintele organizației. Depune coroana de flori o delegație a organizației județene PSD Bihor. Delegația este condusă de domnul deputat Bogdan Gheorghe, vicepreședinte al organizației. Depuse coroane de flori din partea organizațiilor locale PSD, DEVA. Organizațiilor PSD din Valea Jiului. Organizația municipală PSD Brad. Organizația orășenească PSD Călan. Depune coroană de flori organizația PSD a orașului Giurgiu. Organizația PSD Sarmi Zăgetusa. Organizația PSD Comunei Totești. Organizația locală PSD Orăștioară de Sus. Periu.
organizația locală, bineînțeles. Va fi depusă o coroană de flori din partea reprezentanților Partidului Național Liberal. Delegația este condusă de domnul Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, și domnul Lucian Ovidiu Heiuș, președintele organizației județene a Partidului Național Liberal. Va fi depusă o coroană de flori din partea organizației județene Hunedoara a partidului UDMR. Se depune coroană de flori din partea Alianței Liberalilor și Democraților ALDE, filiala teritorială Hunedoara. Delegația este condusă de domnul Marius Gheorghe Surdă, vicepreședinte al organizației. Depuse coroane de flori din partea organizatorului local ALDE. E vorba despre organizația din Brad. Organizația ALDE Gioagiu. Organizația comunală ALDE din Certejul de Sus. Organizația ALDE din Lăpugiu de Jos. Și organizația comunală ALDE din Șoimuș. Se depune coroană de flori din partea Partidului Mișcarea Populară. Coroana este însoțită de domnul Eugen Tomac, prim vicepreședinte al partidului, și doamna Mihaela Brate, vicepreședinte a organizației județene Hunedoara. Partidul Mișcarea Populară Teva depune coroană de flori. Va fi depusă coroană de flori din partea Asociației Naționale a Veteranilor de Război de la Hunedoara. Coroana este însoțită de domnul Nicolae Lozneanu, președintele filialei județului Hunedoara, și domnul Viorel Draia, președinte al filialei municipiului Brad.
fi depus coronelul Falk din partea Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu, Consiliul Național. Coroana va fi însoțită de domnul profesor Victor Bărcea, președintele Consiliului Național, și domnul profesor universitar dr. Ioan Condor, președintele filialei București.